ceva în întuneric sau chiar tâlhar. Ai văzut-o? Eu aud. Se apropie. Simt un miros. Avem indicii. Aventurilor cu întorsături. E serios de misterios. Nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Bobițele fermecate defecte. Prea bine, Milo, ești gata să ne arăți numărul tău de magie? Numărul meu se numește Bănuțul Fermecat Incredibil. E un șiretlic nou, dar un șiretlic bun. Un șiretlic nu pe care... Nu mai bombăni despre șiretlic, ci arată-ni-l odată. Priviți cum se deplasează bănuțul prin puterea minții mele. Ura! Bravo! Bravo! Da! Ura! Bravo! Ciudat! Ciudat! Ceasul meu! Fixativul meu! Milo, nu cumva ai în mânecă un magnet super puternic, nu-i așa? E chiar atât de evident? Cred că am văzut suficient aici. A sosit momentul să alegem campionul absolut al magiei. Cred că ați omis unul sau două aspecte. Da, Cynthia a câștigat 2 ani la rând. Și i-a bătut pe copiii ăia prăpădiți de la școala elementară din Pădurea Neagră de 2 ori. Am înțeles. Dacă nu te superi... Na? E timpul pentru o magie adevărată. Numărul meu se numește Bobițele Fermecate Dansante. Ta-da! Oh! Bobițe fermecate, vă poruncesc să dansați. Impresionant! Copiii vă prezint pe reprezentanta Academiei din Pădurea Cioturoasă la proba de magie împotriva școlii din Pădurea Neagră, Cynthia! Da! Bravo! 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 Îmi pare rău pentru numărul tău, Milo. A fost o idee grozavă. Trebuie doar să mai exersezi puțin. Nu uita prima regulă a magiei. Dacă te întreabă cineva cum o faci, spune mereu prin magie. Am înțeles. Ne vedem mâine atunci. Știe careva al cui e fixativul ăsta? Așadar, Alfred, n-o să ai resentimente când școala elementară din Pădurea Neagră va câștiga concursul? Dragule, de ce să fie Alfred supărat de vreme ce Academia din Pădurea Cioturoasă îl va câștiga? Scumpo, susții asta doar pentru că ai urmat Academia din Pădurea Cioturoasă. Iar tu, iubitule, ai mers la școala elementară din Pădurea Neagră, care a pierdut concursul de 2 ori la rând. Se știe că Pădurea Neagră a fost păcălită anul trecut. Bună ziua, doamnă și domnule Arici. Și povestea continuă. Am fi câștigată dacă nu ar fi fost uniformele voastre. Să mergem! Toată lumea le-a lăudat. Ne vedem la concurs! Nu-i las eu să scape așa ușor, nici nu mă gândesc. Cynthia, încearcă să te calmezi. Ce se petrece? Alfred, slavă cerului că ai venit. Ceva nu e în regulă cu numărul de magie al Cynthiei. Nu e în regulă? Mai mult decât atât, nu mai funcționează. Știu exact cine e vinovatul. Cine? Cum cine? Trișorii din școala elementară din Pădurea Neagră. Mi-au sabotat numărul ca să poată câștiga concursul. Ai vreo dovadă? Păi, cine putea să o facă? Sunteți gata, fetelor? Noi am șters-o. Așteaptă puțin, Cynthia. Am nevoie de timp să investighez. Dacă ai dreptate și e vorba de un sabotaj, o să ai dovezi. Bine, dar sper să termini ancheta înainte de concursul de după amiază. Altminteri? De acord, vom începe de îndată. Prea bine, Cynthia, spune-mi ce s-a întâmplat. Păi, după selecții am lăsat bobițele fermecate în clasă, în acest săculeț. Când m-am întors după ele, bobițele nu mai funcționau. Vezi? Bobițe fermecate, vă poruncesc să dansați. Hai, dansați! Dansați odată! Să privim bobițele mai îndeaproape. Ia te uită!
Fiecare bobiță are o găurică. Le-au avut mereu? Evident că nu! Sunt boabe de fasole! Dacă găurile sunt proaspete, tocmai am găsit primul indiciu. Pot să mă uit și eu? Ai mare grijă! Sunt fermecate! Sau așa ar trebui? Am fost eu vreodată neatent? Milo! Stai, pot să o repar. Am nevoie de niște lipici sau de un capsator sau de bandă de lipit. Hei! Poftim, se pare că e goală. Avem nevoie de o lumină mai bună. Toate sunt găunoase. Asta înseamnă că ceea ce era în ele s-a dus. E serios de misterios. Alfred, asta ce înseamnă? Că am găsit al doilea indiciu. Nu am nevoie de indicii. Eu am nevoie de răzbunare. Iar noi de răspunsuri. Cynthia, cum le-ai învățat pe bobițe să danseze? Un magician nu-și dezvăluie secretele. Știam eu. Sunt sigură că nu e un număr de magie. Asta cred și eu. Sunt sigur că ai făcut ceva semne cu mâinile. Mi-am dat seama. Prezența ei scenică este oribilă. Poftim? Barney mi-a spus că am o prezență scenică grozavă. Barney? De la magazinul de magie al lui Barney? Așteptați! Hei! M-ați păcălit! Da, a fost într-adevăr ceva magic. Barney, recunoști boabele astea? Nu știu, văd boabe de fasole zilnic, dar sunt un bucătar execrabil. Zău așa, Barney, gata cu șmecheriile. Știm că i le-ai vândut Cynthiei. Stai așa. Toată lumea știe că la concursul de magie se participă cu chestii făcute acasă. Dacă i-aș vinde ceva Cynthiei, aș încălca regulile. Ceea ce ar însemna că ai ceva de ascuns. Puteți să căutați dacă vreți. Vedeți vreo boabă pe aici? Ai văzut ceva, Milo? Nimic. Șerpi! Molly! Molly! Nu trebuia să deschizi cutiile alea! Boabe fermecate săltărețe? Barney, ai aprovizionat-o pe Cynthia cu materiale pentru a câștiga concursul? Da, am aprovizionat-o. Stai puțin, de ce nu sar boabele? Nu știu. S-au oprit din sărit cam toate în același timp. După câteva săptămâni au apărut toate moliile astea. O să pierd toată averea. Moli! Dimineața erau moli și în clasă. Moliile sunt al treilea indiciu. Înapoi la sediu. Am senzația că o să deslușim misterul ăsta magic. Barney, pot să cumpăr asta? Magnetul ăla de aici. Locul tău e în buzunar, ca să nu-mi mai aduci necazuri. Să revizuim indiciile. Boabele aveau toate găurele în ele. Mai știm că bobițele sunt găunoase. Orice a fost înăuntru a scăpat printre găuri. Ceea ce înseamnă că nu erau niște boabe obișnuite. Deci, ce fel de boabe sunt? Încă nu știu. În sfârșit, știm foarte bine că în clasă și în magazinul de magie erau moli. Deci, care e liantul dintre ele? Păi, e magia. Stai puțin. Dacă avem boabe și moli în ambele locuri, poate că sunt legate între ele. Mă întreb. Asta e. Haideți, trebuie să ajungem în amfiteatru. Poftim, știm ceva? Ce tot încerci să faci, de fapt? Doamnelor și domnilor, bine ați venit la a 10-a ediție a concursului de magie. În dreapta mea se află Jack, de la școala elementară din Pădurea Neagră. În stânga, Cynthia, de la Academia din Pădurea Cioturoasă. Să câștige cel mai bun magician. Da, Pădurea Cioturoasă! Ați ajuns! Alfred, pot să-i acuz că au trișat? Mi-e teamă că nu. Am deslușit misterul boabelor fermecate. Se numesc boabe de fasole mexicană, săltărețe.
Nu sunt deloc fermecate. Moliile pe care le-am găsit au stat în bobițe ca larve. Scuturatul lor făcea bobițele să pară că dansează. Lanterna le încălzea, motiv pentru care se mișcau mai mult. Boabele aveau găuri pentru că moliile le-au mâncat și și-au croit drum printre ele. Așadar, de acolo vin toate moliile. Așadar, ai cumpărat boabele. Regulamentul spune clar că materialele trebuie făcute acasă. Dar eu... Va trebui să pierdem prin abandon. Mă duc să anunț. Trofeul s-a deplasat. Cum ai reușit asta? Prin magie. Fantastic! E cel mai bun număr de magie din câte am văzut. Academia din Pădurea Cioturoasă câștigă. Of, iarăși. Păcat, iubitule, poate la anul. Boabele de fasole mexicană săltărețe sunt de fapt semințele unui tufiș în care se depun ouăle unei molii mici. Dacă le ții în căușul palmei, căldura corpului tău va face larvele să se miște, determinând boabele să sară.